Află care sunt zodiile care nu se vor despărți niciodată. Aceștia sunt nativii pentru care va exista un au trăit fericit până la adânci bătrâneți. Sentimentele ce îi leagă sunt imposibil de distrus. Semnul zodiacal în care ne naștem are o influență importantă asupra comportamentului nostru, al modului în care privim viața și asupra caracteristicilor care ne vor defini ca parteneri pentru persoana iubită. Berbec leu. Vorbim despre două semne de foc, între care pot ieși uneori și scântei nedorite. Cu toate astea, un lucru este imposibil de ignorat. Sentimentele ce se nasc între acești nativi sunt precum o flacără ce nu poate fi stinsă niciodată. O altă pereche care va rezista testului timpului este formată din două persoane născute în zodia Balanță. În acest caz, astrologii descriu o compatibilitate aproape perfectă. Nu au probleme de comunicare, preocupările comune nu fac decât să îi apropie și mai mult. Nu există ideea de monotonie în acest cuplu și se bucură din plin de fiecare moment petrecut împreună. Taur-Fecioară. Între aceste două zodii are loc un fenomen rar întâlnit. În cele mai multe cazuri, relațiile sunt caracterizate de pasiune intensă în primele luni, poate chiar primii ani, însă vorbim despre un cuplu Taur-Fecioară Sentimentele devin din ce în ce mai puternice pe măsură ce timpul trece. Sunt două semne care își doresc să își întemeze o familie, sunt organizate, muncitoare și oneste. Gemeni vorsători Închidem lista zodilor care nu se vor despărți niciodată cu perechea gemeni vorsători. Atracția fizică îi va lega inițial, însă pe măsură ce ajung să se cunoască mai bine, își dau seama că au foarte multe lucruri în comun, potrivindu-se la nivel intelectual și spiritual. Idealurile comune sunt cele care îi vor ține mereu uniți, chiar de la primele întâlniri, acești nativi au senzația că se cunosc de foarte mult timp, au o comunicare atât de bună încât se înțeleg doar din priviri. Relatează playtech.ro